și o sesiune de coaching în direct, dar o să vă spunem mai târziu despre ce e vorba. Așa că o să vă invit să fiți alături de noi astăzi cu întrebări, situații, provocări pe care le aveți și o să începem cu Cerasela. Cerasela, Bună astăzi, seara! bună seara, bine ai venit! Ești în Bine v-am direct! regăsit! Abia așteptam, Cristi, să intru în... mai ales că avem și o invitată și o să discutăm în direct, adică un fel de operație pe viu, să zic așa. Da, o să fie super. Primul lucru pe care vroiam să te întreb în această vinere mare și oamenii se pregătesc de sărbătoare și aici vorbim de obiceiuri, cum ne-am obișnuit să avem aceste obiceiuri și bineînțeles, ele au fost predate din Moștrămoși. moși-strămoși, dar dacă privim mai atent obiceiurile noastre, ele ne pot aduce mai aproape de obiectivele noastre personale, profesionale sau ne pot îndepărta de aceste obiective. Ei bine, obiceiurile nu sunt nici bune, nu sunt nici rele. Obiceiurile sunt relative. Ce alegem noi? Așa. Cum le dobândim aceste obiceiuri și cum putem să ne orientăm și să fim mai atenți și mai conștienți de aceste obiceiuri? Îți mulțumesc. Ai cuvântul. În momentul în care este un lucru foarte simplu, îl numesc busola, da? Și are două condiții ca să putem să folosim această busolă. E mai bună, acum o să spun ceva în dezavantajul meu, da? Dar fiind vina la mare, dăruiesc și eu. Busola asta este mai bună decât orice guru, orice coach transformațional, Cerasela și alți coach, pentru că este cu tine permanent. Se numește intuiție, suflet, conștiință, cum vrei tu să o numești, dar de cele mai multe ori o numim intuiție, un fel de înger păzitor care se duce înaintea ta și îți șoptește în ureche, nu te duci acolo sau du-te acolo sau fă asta sau du-te în momentul ăla acolo și îl cunoști pe prințul tău sau ai întâlnirea aia de care ai să faci un business extraordinar. De cele mai multe ori nu ascultăm de această busolă și la fel conectată, pentru că tu mi-ai pus o întrebare de obiceiuri, este conectată exact la obiceiuri. Și atunci, aceste două condiții sunt una, este atenția la tine, la ce îți transmite intuiția ta, adică ce înseamnă asta? Dacă te ofilești în obiceiul ăla și nu te simți bine și simți că energia ta este puțină și simți că merge foarte greu orice faci, muncești din greu și abia iese și se întâmplă lucruri neplăcute, deci clar, nu te potențează, nu e un obicei bun. Dacă este un obicei bun și sănătos, este clar un obicei care te potențează. Obiceiul înseamnă ceva care faci des, ceva care te caracterizează, ceva care ți este la îndemână și îl faci deja automat. Ca să schimbăm un obicei, primul este conștientizarea că te doare foarte tare. La mine în cabinet când intră cineva, prima întrebare este cât de tare te doare? Dacă nu te doare suficient, nu ești pregătit să faci schimbarea. Am înțeles. Bun. Și câteva exerciții care ne pot ajuta Se să. aude în microfonie, cred că Da, cineva da. trebuie să dau. Maria, poate ne dai mai încet puțin? Vreau să dau Sau. și eu, nu știu care Da. dintre noi. Eu îl Da. dau și eu, ca să fim siguri. Așa. Perfect. Revenim la obiceiuri. Pe unele dintre ele nici nu știm că le dobândim. Nu suntem conștienți de ele. Care un exercițiu pe care îl recomanzi? Ca să fim mai conștienți de aceste obiceiuri pe care. Este exercițiul pe care tu știi că îl arăt de fiecare dată și nu mă plictisesc să-l arăt fără să știu ce ai să mă întrebi. Am acest elastic la mână, da? De ce? Toată lumea mă întreabă, care e chestia cu elasticul? Care e chestia cu elasticul? Nu suntem prezenți, dragii mei, niciodată la viața noastră. De ce? Corpul fizic e... Bravo! Corpul fizic e prezent. În schimb, mintea noastră, bănână e mereu în viitor, în griji, în aoleu ce o să fie, sau în trecut, în regrete și tot felul. Ce înseamnă asta? Sunt gânduri care pur și simplu ne fac rău. Noi nu știm, și asta e cel mai prost obicei, dar pe care îl avem cu toții și am ales unul general, dar profund și care impactează realitatea pe care o trăiești. Noi nu știm cât de tare creem, care e partea noastră în creație. Partea noastră în creație înseamnă gândul pe care îl ai mai des.
Ăsta e un obicei de a gândi negativ, de care de obicei, adică noi nu suntem conștienți, că tu ai spus obiceiuri, de care nu suntem așa conștienți. Nu. Că fumezi e un obicei de care ești conștient. Că mănânci dulciuri ești conștient că ai o problemă. Okay. Că, nu știu, joci la jocuri de noroc, astea pe toate le conștientizezi. Dar a gândi negativ este un lucru inconștient. Adică ai primit niște programele de la părinți, ok, dar asta nu e o scuză și o explicație pentru care tu să gândești mai departe așa. Primești și de la televizor, cum primim și acum, o grămadă de informații negative. Și tu, în loc să te detașezi, să te duci să citești, să vezi un film interesant, să vezi o comedie sau să te uiți într-un YouTube interesant, ce faci? Te prinde, te hipnotizează acolo. Și te duci ca la accident pe stradă, în loc să-ți vezi de treaba ta, dacă deja sunt oameni și poliție și asta, deci n-ai cum să mă ajuți. Nu, pe tine te interesează dacă l-ai mort, dacă ce s-a întâmplat acolo. Adică suntem foarte negativ oriented. Adică cu cât e mai negativ gândul, cu atât îl luăm și îl facem castel. Genul, vreau și eu o casă, dar nu o să pot să am, dar nu o să-mi dea banca bani, că n-am salariu destul de mare. Deci, deși vrem ceva, ne construim toate gândurile. Asta e un obicei foarte nesănătos. Din a nu crede în noi, din a crede că nu suntem good enough, destul de buni, că nouă nu ni se întâmplă, că nouă pentru noi nu e disponibil în univers, că nu este posibil. Alții sunt mai buni, pentru alții este disponibil în univers și mai spunem o tâmpenie și mai mare, scuzați vocabularul, alții au noroc. Sau eu am ghinion. Adică acesta este un obicei în care noi nu știm și construim acea realitate fix împotriva noastră pe care nu o vrem. Deci obiceiul de a gândi rău despre tine te duce automat, că vrei sau nu, să gândești rău despre viața ta, despre oameni. Deci odată ce gândești rău despre tine că nu ești destul de bun, nimeni din lumea asta nu e bun, țările nu sunt bune, națiunile nu sunt bune, planeta nu e bine unde ești, bref, trăiești într-o viață groaznică. Și asta clar te face nefericit. Dar asta pentru că de la tine pleci cu acest obicei foarte toxic de a judeca. Ok, super. Ce o să facem în această perioadă? Fiecare dintre noi suntem izolați și vin și sărbătorile acum. Și evident nu putem fi aproape fizic de cei dragi, nu putem fi aproape fizic de prieteni și așa mai departe. Și este și o perioadă destul de apăsătoare, să spunem, presiune și financiară și socială, aș putea spune. Dar în același timp e o oportunitate de a seta noi obiceiuri. Ce ne recomanzi în această perioadă și cum să creștem? Simplu, știi că mie îmi place să simplific majoritatea lucrurilor, da. Cât, cum spunea Einstein, să înțeleagă și un copil de 9 ani. Și multă lume îmi transmite lucrul ăsta, îmi place mult cum vorbești, că înțelegem ceea ce spui, pentru că nu vorbești în cuvinte complicate. Majoritatea am auzit și mulți se exprimă cu fi mai bun, fi mai bun. În această pandemie, în această perioadă, majoritatea îți spun fi mai bun. Exact cum îți spun să iubești mai mult sau exact cum ți-ar spune fă ceva să muncești sau să fii mai bogat. Dar dacă tu nu ai cheia, dacă tu nu ai înțelegerea profundă a ce înseamnă a fi mai bun, n-ai cum să fii mai bun. Adică ideea și cheia care este la tine în buzunar ca să poți da bunătate celorlalți, ca să înțelegi sensul acestui lucru, revin la ce am spus înainte. Este primul lucru și chiar în această perioadă, unde nu muncești, unde poate stai cu 2-3 copii mici în casă, cu soția care nu mai poate sau sunt toți la pragul puțin al stresului, da? Să începi să fii bun cu tine, să gândești bine despre tine, să te accepți așa cum ești. Că ai un kilogram în plus, că ai un salariu în minus acum, că ai o problemă. Primul lucru ca să putem să transformăm ceva, asta noi nu înțelegem și facem invers, nu acceptăm lucruri despre noi. Ba că sunt leneș, ba că sunt dezordonat, ba că ce mă fac în asta. Adică sunt focusat la ce nu-mi place despre mine. Ce să facem acum care ne ajută pentru o viață, nu pentru Paștele ăsta, pentru o viață.
să mă focusez la ce e bun la mine, să încep să gândesc bine despre mine. Dacă eu mă gândesc eu ce rasela, la ce nu-mi place despre mine, sincer, facem o emisiune până 24 de ore, o să o ducem. Da, nu îngraș niciodată, adică nu duc energia niciodată la lucrurile acestea, ci scot din mine tot ce cred eu că este mai bun și mă focusez pe ele. Deci nu înseamnă că nu am lucruri care nu-mi plac despre mine sau despre viața mea sau așa mai departe, dar eu nu le hrănesc, le minimalizez, le fac mici, 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 aproape cât să dispară. Okay. Și nu înseamnă că nu există. E ca și când stingi lumina la teatru, da? Oamenii sunt în sală, dar dacă nu-i vezi, nu înseamnă că nu există. Dar nu ignor. Da, am soluție, aprind lumina și rezolv. Dar dacă eu nu mă accept pe mine așa cum sunt, cum face majoritatea, multe părți din noi, nu accept, nu suport că sunt așa, nu, în capul nostru țipăm la noi, nu suport că nu sunt prietenos sau sociabil, nu suport că nu sunt sigur de mine, nu suport că nu sunt slab, nu suport că nu fac sport. Dacă noi nu acceptăm în primul rând lucrurile despre noi, nu ne putem transforma. E ca și când tu vii la mine și îmi dai cadou, nu știu, îmi dai cadou ceva. Și eu spun, nu, e prea scump, nu pot să-l primesc, da? Să zicem că e un telefon mobil, ăsta e altceva, dar nu contează. Dacă eu nu-l accept legal, n-am dreptul să-l sparg, să-l pictez, să-i pun vreo geam sau să-i pun ceva, pentru că nu l-am acceptat. Deci când noi nu acceptăm de noi lucruri și suntem răi cu noi în capul nostru și ne judecăm, automat îi judecăm pe ceilalți și spunem, fii mai bun. Păi de unde dai tu bunătatea aia dacă tu cu tine ești cel mai rău călău posibil și cum te-au biciuit alții acasă, fiind mic, în ghilimele, metaforic, tu ai luat biciu și continui să te biciuiești pe tine în mintea ta unde n-au de nimeni. Tu afară arăți că ești bine și te dai mare sau ești așa, dar tu pe tine în tine ești ca un șoricel speriat. Să nu vadă alții că nu sunt așa bun, că sunt ordonat, că mănânc compulsiv, că fac lucruri, că gândesc negativ. Acolo cu tine, în momentul ăsta, fă pace. Ia-te în brațe, iubește-te, învață să te accepti fix așa, nu când o să zăbesc, nu când o să fac bani, nu când o să fiu de succes, acum. Colacul de salvare nu e când ești pe ea. E când te neci, n-ai bani în mijlocul mării și îți trebuie un colăcel. Dar degeaba am vii tu mie cu iactul, după aia mă salvez dacă m-am înecat. Da? Și atunci, colăcelul la mic de salvare este acceptarea ta. Când tu te accepti pe tine și devii tolerant cu tine, devii accept și pe ceilalți așa cum sunt ei și pot ei. Nu înseamnă să stau în preajma lor dacă nu-mi plac sau nu se potrivesc. Dar înseamnă că în mintea mea nu mai fac război, pentru că oricum și dacă nu accept pe ceilalți cu comportamentul lor, ei vor fi tot ce pot ei. Adică asta e doar neacceptarea cu mine în capul meu. Dar în momentul în care accept, înseamnă să fiu in the flow, să accept ceea ce este așa cum este. Și atunci mă încadrez și eu în flow ăla, pentru că mă accept pe mine așa cum sunt, abia acum începe transformarea. Noi avem senzația că dacă ne acceptăm așa cum suntem, rămânem așa, freezing, cu kilogramele plus sau cu neștiința noastră sau fără bani, nu e adevărat. Abia când te accepti și eu accept telefonul de la Cristi, da? Pot să-l pictez, pot să-l transform, pot să fac din el ce vreau eu, pot să sar cu picioarele. În momentul în care mă accept așa cum sunt, abia în secunda aia începe transformarea. Automat, ca și la unul care, e, de exemplu, nu se acceptă pe el, e clar că e rău cu ceilalți, e clar că țipă la ceilalți, pentru că este frustrat de cum e el și că n-a ajuns ce a vrut și că nu câștigă banii care vrea. Și acum mulți dintre noi avem aceste frustrări, da? Dar în secunda în care fac switch-ul și mă accept, băi, în momentul ăsta am viitorul nesigur, dar eu am încredere în mine că sigur va fi ceva bun. Cumva mă voi descurca, voi vedea o oportunitate, adică vorbesc frumos cu mine. Mă onorez că exist, că respir, că sunt sănătos. Îmi onorez viața, îmi onorez existența vorbind frumos cu mine în capul meu unde nu mă aude nimeni. Automat îi onorez pe ceilalți că am de unde. Dacă eu sunt bun și tolerant cu mine, automat am de unde să dau bunătate. Dar dacă eu sunt ca un iepuraș de Paști, plin înăuntru cu frustrare, cu supărare despre mine, eu când scot din iepuraș cadouri pentru ceilalți, ce le scot de acolo?
frustrare, supărare și mă port urât. Nu pot să fiu bun dacă nu sunt bun cu mine. Și atunci, în momentul ăsta, în loc să fim buni cu alții, învățați să fiți toleranți și buni cu voi, să vă acceptați toate pe care le aveți, să le integrați, că sunteți o sferă din lamele, dar o sferă perfectă, unică, care are o lamelă mai izruginită, o lamelă mai nouă, dar toate lamelele astea fac acel unic tu. Nu știu dacă m-am făcut înțeleasă, dacă am explicat bine, deci bunătatea, toleranța despre care tot vorbim, trebuie să pornească de la tine ca să achiziționezi, să o ai, ca un măr verde. Dacă tu nu-l ai, n-ai de unde să-mi-l dai. Totul pornește de la noi. Totul pornește de la noi și se întoarce la noi. Ok. Hai să trecem și la a doua parte a emisiunii. Știi foarte bine că începând din această ediție o să avem și câte o sesiune de coaching în direct. Așa cum avem pe, o să o avem pe Maria acum care se pregătește. O să rog regia să o pregătească pe Maria. Bună seara, Maria! Îți mulțumim că te-ai înscris, ești în direct cu noi. Și acum Cerasela e la, aici și o poți întreba despre provocările pe care ni le-ai spus, ni le-ai transmis vis-a-vis de creștere, vibrații și așa mai departe. Te rog să-i adresezi tu întrebările tale și să aveți o discuție frumoasă din care să învățăm cu toții. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Bună, Cerasela! Bună, Maria! Mă bucur să te cunosc, draga mea! Și eu mă bucur tare mult, de mult îmi doresc să vorbesc cu tine! Ai trimis intenția, ți s-a împlinit. Da, așa este. O întrebare pentru tine era cum putem să ne creștem vibrația? Din ceea ce știu, atunci când îți dorești ceva, trebuie să trimiți intenția în univers și să-ți imaginezi și să simți ca și cum ai avea deja acel lucru. Însă, pentru a ține, este necesar să ai și o vibrație ridicată. Pentru că dacă ai o vibrație scăzută, toate acestea sunt în zadar. Cum facem să avem această vibrație crescută? Mulțumesc, Maria, de întrebare. Este o întrebare profundă și un pic mai complicat, să zic așa. Un pic, nu mult. Mai avem doar 9 minute, Cerasela. Mă descurc. Ce înseamnă vibrație înaltă, în primul rând, l-aș traduce ca să se înțeleagă și să înțeleagă înaltă, în stare de bine, orice emoție pozitivă înseamnă vibrație înaltă. În momentul în care te armonizezi și accepti și percepi atenția aici, dacă începi să percepi lumea exterioară ca fiind doar o extensie interioară, pentru că tu tot ce percepi în afară, percepi prin filtrele tale, o percepție personală. Ca să înțelegi, dacă eu un om, noi trei, a noi, fiecare să-l cunoaștem și îl cunoaștem, fiecare va spune o altă părere. Deci nu există o realitate. Realitatea fiecăruia dintre noi este prelungirea lumii interioare în care trăim în interior, emoțiilor noastre, cum gândim, ce ne place, ce nu ne place. Asta înseamnă lumea exterioară. Vibrație înaltă înseamnă să mă aliniez cu tot ceea ce este așa cum este și să-i dau diferite, să mă fac să fiu bine. Adică se întâmplă să rămân fără muncă. Tot vorbim acum de perioada asta, să dau un exemplu. Acum nu pot să sar în sus și să am o vibrație înaltă ca să-mi găsesc un job, că prea bine nu mi-e, că vine chiria și să doi cumpăra pempă și și conștiința înaltă și starea aia de bine în care chiar am nevoie să trăiți, în care am nevoie să am un salariu, am nevoie să fac ceva conectat. Da. Există un mic truc, să zicem așa, în care trebuie să înțeleg că dacă vreau ca acea intenție să se manifeste mai repede, să fac pace cu mine. Primul lucru, sunt recunoscător întâi și mă orientez repede la ce am. Măi, sunt sănătos, am doi copii, sunt sănătos și ei, nu știu, fiecare, dar n-am dat un scenariu aici, da? Deci primul lucru, sunt recunoscător. De ce? Mintea are
frici. Te zicea, o mă fac, acolo vibrațiile sunt joase la maxim. Mai jos de atât nu se poate, da? Frica, rușinea, vina. O să vă invit să căutați piramida lui David Hopkins, unde vă arată nivelul de conștiință în funcție de ce emoții trăim. Da, eu vi le spun în mare. Ești întrerupt de la nivel de conștiință, deci nu manifesti nimic. Poți să faci tu meditații, poți să faci exact cum ai spus tu. Când stai în frică, ca să vorbim concret, în frică, rușine, mândrie, tot ce te face să suferi, da? Dar asta e percepția noastră. Nu este faptul că n-am bani și n-am job. Este cum mă raportez. Dacă mă raportez constructiv și spun, sigur voi găsi un job bun, sigur mă voi descurca, o să fie o soluție. Și dacă nu o găsesc, mă spun. Și dacă aș ști soluția asta, care ar fi? Adică și spun un lucru, asta este magia pe care vă dau cadou și ție, Maria. Mă las în flow. Călăuzește-mă, inspiră-mă, condu-mă. Adică nu mai dețin eu controlul, da? Las energia, flow, intuiția, sinele, higher self, fiecare cum l-o numi. Dacă dau voie și spun permit, acest cuvânt, permit, permit să fiu ghidat, călăuzit, ajutat, da? În momentul ăla îți va veni link de job, îți va veni cum să faci lucrul ăla. Adică este important să cerem ghidare, să nu ne lăsăm pradă furiei. În momentul în care treci deja la curaj, la căuta constructiv soluții, deja ești la primul nivel de conștiință. Adică nu mai ești la nivelul zero unde ești deconectat, ești la primul nivel. Dacă la urmă înțeleg lucrurile că provocările îmi vin ca să ajung și mai bine și deja la nivelul 2 de conștiință, manifesti, uite așa. Dacă ești în știință chiar și pentru probe, ceea ce nu este simplu, da? E acolo manifesti fără acțiune. Gândești și se împlinește. Eu vă dau un exemplu din toată inima mea. Astăzi dimineață m-am sculat, m-am dus să mă spăl pe dinți și am început să râd cu voce singură, puțin de nebună, pentru că am vorbit alarter cu marketingul meu și am zis mi-au scăzut puțin clienții, că nu prea mai au bani, să mă gândesc să fac o ofertă, că trebuie să fac, să facem niște posturi de ala. Vă spun și vă dau cuvântul meu de onoare, deci între alarter și astăzi m-au sunat din toate țările, în toate modurile și am zis, univers, mulțumesc! Deci au tăbărât pe mine, efectiv, ceea ce înseamnă nivelul de conștiință, de recunoștință. Că am zis, ok, oricât sunt, oricum sunt mulțumită, eu fac recunoștință în fiecare dimineață, care ridică nivelul ăsta de vibrație, cum spui tu, nivelul ăsta de conștiință. Vibrația aia înaltă e doar prin recunoștință. Dimineața, 3 minute, orice ar fi, găsește lucruri pentru care să fii recunoscătoare și toată ziua vei avea vibrația bună. Și atunci când trimiți intenția, trimit-o dimineață, când ești recunoscutare, uite, m-am trezit, pot să merg, pot să văd. Pentru mine asta înseamnă să fii în nivel, să nu blamezi. Orice întâmplare grea, să zicem, sigur, chiar dacă nu înțeleg, este spre binele meu. Și dacă nu găsesc soluția, ghidează-mă, ajută-mă, călăuzește-mă, inspiră-mă. Sper că ți-am răspuns la întrebare, Maria, cât de cât, dacă nu mai pui vreo întrebare... La ceea ce ți-am răspuns, la oricum mai avem 2-3 minute, deci da, mai putem continua. Dacă ceva, te rog, Maria, să-mi spui dacă ești mulțumită sau ai înțeles sau vrei să mai pui vreo întrebare. Maria, ne auzi? Ne auzi, Maria? Cred că nu ne aude, Maria. Acum da. Mai avem 2-3 minute și mai putem dialoga cu Cerasela dacă mai ai vreo întrebare sau dacă mai necesită câteva lucruri care să fie precizări. Tot e momentul acum, fructifică la maxim. Te rog, Maria. Nu, Maria n-aude, nu-i nimic. Eu nu aud pe Maria. A spus că nu a reușit să audă finalul. Da, eu te aud, Maria. Mă auzi, Cerasela? Eu da, ne auzi. Te aud pe ea, nu. Nu, eu aud. A spus că n-a reușit să audă finalul. Aha, am înțeles. Cu recunoștința? Este,
Ok, nu-i nimic, că reluăm. Să-ți spună ție dacă mă aude acum, pentru că eu nu aud. O auzi? Pe ce răsână? Confirme să dea din cap dacă ne aude sau nu. Perfect. Finalul este să facem în fiecare dimineață o meditație de 3 minute de recunoștință. O auzi acum pe Cerasela? Nu, nu se aude. Era ideea că în fiecare dimineață ar fi bine să facem acel exercițiu de meditație de 3 minute, 2 minute și în care de recunoștință. Asta era finalul. Recunoștința ne duce într-un alt nivel de și percepția pozitivă asupra lucrurilor. Deci nu există lumea reală în afară. Există percepție. Și dacă percepția te face să te ofilești că ăla are ceva cu mine, că perioada este groaznică, că n-am bani, că ai percepția ta, poți să percepi că a venit un moment în care să mă transform, să găsesc lucruri și mai bune, în care să am o pasiune și mai mare, să câștig și mai mult. Vedeți? Asupra aceleași situații să am percepție diferită. Deci percepția bună și recunoștința te ajută să ai o altă realitate. Realitatea este doar percepția ta. Nu există o realitate. Ele sunt doar fapte și sunt neutre. Orice vezi în viață, coloritul și ce trăiești tu și încotro te duci datorită percepției tale 100%. Deci realitatea există doar ca prelungire a percepției tale interioare. Mulțumim mult, Cerasela, pentru ajutorul și sprijinul dat comunității și oamenilor din această seară. Maria, îți mulțumim pentru că ai fost alături de noi în această seară. O să-ți recomand să revezi video, pentru că pe video să înțelegi mult mai bine, pentru că se aude de la cap la coadă explicația. Și pe voi, cei care sunteți alături de noi acum, vă puteți înregistra, dacă vreți să participați data viitoare la acest tip de ședință pe care Cerasela îl oferă cu drag, această sesiune de coaching în direct. Deci când ne vedem? Vinerea viitoare, nu? Vinerea viitoare, perfect. Da, vinerea viitoare. Vinerea viitoare, aveți un link în această transmisiune pe care îl găsiți în ultimul comentariu. Uite, tocmai l-ai pus link-ul, da, în care vă înscrieți și puteți să faceți coaching direct cu mine, să-mi puneți întrebări și să vă... Exact. Orice provocare, orice întrebare, ceva ce nu s-a înțeles sau ceva care vreți să depășiți în viață sau un legat moment de dezvoltare personală. Personală. Da, exact. Și care poate ajuta și pe altcineva, pentru că curajul de a-ți asuma această provocare, de fapt, nu te ajută numai pe tine, îi ajută și pe ceilalți, pentru că sunt foarte mulți care au provocări, dar fie sunt mai timizi, fie nu vor să le afișeze, și atunci cumva îi ajutați și pe ei. Așa că ne ajutăm împreună să fim mai buni. Aș putea să completez în momentul în care ești timid și totuși vii și pui întrebarea, ai trecut un prag, ai deblocat o barieră și te va ajuta foarte tare. Adică am câțiva clienți pe care i-am invitat și eu în live-urile mele pe care le fac în fiecare seară la 9 seara pe Instagram. Și spuneau, nu, că mi-e rușine, nu pot să vorbesc. Și acum spun, mamă, de când am vorbit, am început să scriu o carte, am făcut nu știu ce, am făcut. Vedeți, se deblochează efectiv lucruri noi, așa că prindeți puțin curaj. Eu vreau să vă urez și un Paște fericit, liniștit, cu multă pace în suflet și să fiți convinși că tot ceea ce vine și nu vă place, vine spre binele vostru și se întâmplă pentru voi și nu împotriva voastră. Mulțumim frumos, Cerasela, mulțumim pentru participare, Maria, mulțumim, dragii noștri, toate cele bune, vă dorim și noi, echipa noastră și oamenii care sunt alături de acest proiect, să fiți liniștiți și să trecem cu bine și să folosim această perioadă pentru creștere, pentru creșterea interioară, că rezultatele de afară vin dacă în interior e tot ok. Rezultatele de afară sunt doar rezultatul 100% al lumii interioare, la cum ne revedem luni și, bineînțeles, ne revedem vineri cu Cerasela, așa că nu uitați să vă înregistrați pe formular. Vă doresc toate cele bune, să vă rog să mai rămâneți în cadru, nu ieșim momentan, ne luăm la revedere doar la cei de acasă și vă spunem toate cele bune. Mulțumim frumos! Să înțelegi femeia dincolo de tot ce poți vedea, ascunsă toată în eleganța sa, în chicoteli sau rochii colorate, în prea mult roz sau un miros de carte, în pasiuni sau într-o zi de joi, la un pahar de vin în doi.
Chardonnay